Hopa, uite aici, eu sunt aici. Ce s-a întâmplat? Avem capitolul râsete, frumoase și amuzante. Să vedem ce râsete. Cred că deja voi știți deja două râsete din lumea asta. Râsetul moșului. Ho, ho, ho! Și râsetul măgarului. I, ha, ha, ha! Ce anume nu mai sunteți? Râsete mai ciudate așa. Sau? Râsete plictisitoare. Eu nu știu dacă e așa un râsete frumos. E căldură, ce să faci? Beau niște apă. Nu se vede bine paharul, dar acum se vede. Ia uite. Se pare că mi-a făcut să râd foarte mult căldura aceasta, că nu se mai oprește. Căldură ploaie, căldură ploaie. Ia să vedem. Apă caldă. Nu știu ce să fac. S-o scuip? Nu știu. Mai încercăm. Gluma asta e frumoasă. E ca apă caldă, frate. Nu-mi place. Apă caldă. Ați scuipat jos aici. Ce să fac? Uneori când sunt fometat și nu am chef de mâncare gătită, mănânc... ce sunt aici? Pufuleți! Dar e goală! Încă mioase frumos. Mioase frumos a sare și a arahide. Chiar că astfel a fost mâncat deja. Mai desfacem o pungă? Nu. No. Pentru că dacă desfac o pungă, voi fi purcelușul de 2 bani. Deci, nu-i frumos să mănânci cât vrei tu, pufuleți cât vrei tu. Ia să mai beau un gură de apă, că nu mai pot. Oh, e mai rece acum, s-o rece după atâta congelator de acolo. Am terminat-o, că am nevoie de puțină răcoare după atâta căldură. Un alt râset l-am inventat eu, râsetul întrerupt. Și așa l-am făcut ani de zile, dar acum mai mult de atât, trebuie să-l repet în continuare. Atâta pot să spun, că e amuzant. Ce să mai facem, mă, că e așa de multe râsete acolo. Domnișoara acolo. Și râsetul domnișoarei? Așa. Râsetul domnișoarei nu mai cunosc. Nu mai era așa de domnișoară acolo. Era într-un fel râset. Râsetul gorilei, mai țineți minte cum era? Vai ce prost. Nu e așa. Nu contează, am mai făcut așa ceva. Trebuie să ne gândim la un alt râset mai amuzant care să ne facă nouă, casca spațială. Ho, 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 ho! Și casca dată în jos. S-a auzit poc, adică ho, 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 ho! Moș Crăciun face bolnavul. Ho, ho. Așa, ați prins. Biscuiții ăștia sunt cam tari. Ce să fac dacă nu-i pot cânt? Să nu-i nu-i faci nimic cu ei. Du-te acasă. Balonul ăsta e cel mai tare. Te joci cu el. Nu știu, frate. Nu cade în sus. Cade doar în jos. Asta e problema. Cade în jos. Stai mă sus ca o pasăre. Asta fac baloanele. Mă ne mai apropiem puțin și vă spun ce se află în spate. Am uitat că te-ai spus scaunul mai încolo. Nu, Londra. Să nu ne gândim, nu ne grăbim. New York-ul, unde am călătorit eu, după ce am călătorit în Londra. Iar aici e castelul Bran. Cel mai frumos castel pe care am putut să-l văd în Albia mea, Albia, nu știu ce să fac cu castelul ăsta nebun se numește. Acum, ce să mai facem noi cu râsetele acestea? Că am povestit prea multe. Asta l-am exersat de foarte mult timp.
Ce să... Nu am dat niciun nume ce sosete. Pur și simplu vin la minte. La minte. Mintea joacă feste. Oh, 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 mintea joacă feste. Oh. Cred că trebuie niște apă. Oh. E nevoie de niște apă și pentru ultimul hârset. Trebuie să mai spunem încă un hârset foarte important. Hârsetul bătutului pe palmă pe masă. Cu palma pe masă. A dat și pe asta, nu contează. Dispar baronurile de aici. Acum a înghețat complet, a fost din congelator. Ce bine că a fost azi sunetul hârsetelor. Vă așteptăm și data viitoare.